Durere mare pentru Mihai Neșun, mai puțin de 3 ani și jumătate viața lui s-a dat parcă peste cap. Fotbalistul imobilizat în scaunul cu rotile a primit ieri încă o lovitură. Tatăl său, Mircea Neșu, s-a stins din viață. Neșu parcă este urmărit de blesteme. După ce a rămas imobilizat în scaun cu rotile în urma accidentării suferite pe teren, soția l-a părăsit, iar cancerul i-a furat mama la începutul acestui an. Duminică și-a pierdut și tatăl. Chiar dacă s-a speculat că tatăl fotbalistului ar fi încercat să-și pună singur capăt zilelor, Mihai Neșu a infirmat acest zvon. Azi noapte a murit și tata. Nu s-a sinucis așa cum s-a anunțat. S-a stins după o săptămână la terapie intensivă, chinuit fiind de insuficiența cardiacă, respiratorie și renală. Dumnezeu să-l odihnească. E un an foarte trist, dar ăsta-i cursul vieții și cu ajutorul lui Dumnezeu depășim toate momentele grele.